Guvernul României a anunțat faptul că inflația a scăzut pentru a patra lună consecutivă, ajungând la 4,9% în iunie 2024. Această reducere a inflației este confirmată de datele Institutului Național de Statistică și este rezultatul unei serii de măsuri implementate pentru a combate inflația, dar și pentru a proteja consumatorii de creșterea prețurilor. Plafonarea prețurilor la gaze și energie este menținută de guvern pentru a proteja consumatorii de fluctuațiile mari de prețuri. Asta înseamnă că, indiferent de furnizorul de energie, consumatorii vor beneficia de prețuri plafonate cel puțin până la sfârșitul anului 2024. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat importanța acestor măsuri pentru stabilitatea economică și protecția consumatorilor. Scăderea inflației la 4,9% este un semnal pozitiv pentru economie, indicând stabilizarea prețurilor și o posibilă îmbunătățire a puterii de cumpărare a consumatorilor. Reducerea inflației contribuie la creșterea încrederii în măsurile guvernamentale și în stabilitatea economică pe termen lung. Sunt convins că măsurile de plafonare a prețurilor la energie și gaze, respectiv la adaosurile comerciale la alimentele de bază, vor continua să producă efectele dorite. Și anunț public, nu renunțăm nici la plafonarea adaosului pentru toate produsele românești, a afirmat premierul Marcel Ciolacu. Măsurile guvernamentale, deși benefice pentru consumatori, au fost criticate de unele sectoare ale mediului de afaceri pentru posibila distorsionare a mecanismelor pieții. Criticii susțin că plafonarea prețurilor poate descuraja investițiile și inovația în sectorul energetic și alimentar. Cu toate acestea, guvernul consideră că aceste măsuri sunt esențiale pentru protejarea consumatorilor, relatează RomaniaTV.ro.